Bună! Astăzi vă salut de la noi din bucătărie. De fapt, vă salut de lângă ușa noastră de la cameră, deoarece astăzi m-am gândit să ne jucăm un joc. În zilele trecute am citit mai multe articole despre tot felul de mituri, cum să determini sexul bebelușului. Și unele mi s-au părut foarte haioase și am zis să le încercăm pe toate, să facem cumva o medie de la toate miturile astea și să vedem ce iese într-un final. Și la final vă voi spune și care este sexul bebelușului cu adevărat. Vom face aici, stânga-dreapta, fetiță-băiețel, și vom trage liniuțe. Și hai să începem. Deci avem două părți, să zicem așa, și avem o fetiță. Deci aici avem fată. Fată. Și aici avem băiat. Așa. Și acum hai să începem cu primul mit. Primul mit zice că dacă sarcina, burtica, este o porți mai jos, atunci este un băiețel. Dacă o porți sus, este fetiță. O să vă pun aici o poză cu burtica mea, să îmi spuneți ce credeți voi, dacă e mai sus, e mai jos. Mie mi se pare că este un puțin mai jos, parcă port sarcina mai jos. Așa că, deci au zis, dacă este jos, atunci este un băiețel. Hai să tragem o linie la băiețel. Al doilea mit spune forma burticii. Se zice că dacă este așa mai ascuțită burta, atunci este o fetiță, dacă nu, totuși, dacă este așa mai plată, atunci este băiețel. Iarăși, vă pun o altă poză aici. Cum vi se pare vouă? Mie, parcă am impresia că e așa mai ascuțită, parcă mai... am impresia că ar merge mai mult la punctul la fetiță, aici. Următoarea zice că dacă îți ies multe coșuri și tot felul de chestii pe față, în timpul sarcinii, atunci este fetiță. Dacă mai puține, este băiețel. Și eu, sincer, am avut de-a lungul sarcinii chestii pe aici, dar pentru mine, în comparație cu ce am în general, am mai multe coșuri și așa, mai ales aici întotdeauna, în timpul sarcinii am avut mai puțin decât de obicei. Și din cauza asta aș pune mai mult la băiat, zice, așa că dacă nu am, atunci este băiat. Apoi, din punct de vedere a temperaturii corpului, zice că dacă temperatura corpului este mai ridicată, este fetiță, dacă temperatura este mai joasă, atunci este băiețel. Acum nu știu ce să zic, nu simt așa să fiu mai călduroasă, mai friguroasă acum, însă, la începutul sarcinii, în primele, să zic, 2-3 luni, întotdeauna mi-a fost frig. Întotdeauna mi-a fost frig, purtam întotdeauna șosete groase, hanora cu pătura, eram într-una după mine, deci din punctul ăsta de vedere aș spune că am avut temperatura corpului mai scăzută și atunci merge tot la băiețel. Apoi, zice, dacă poftești dulce, atunci este o fetiță, dacă poftești sărat, este băiețel. Bineînțeles, cred că am mai menționat în mai multe filmulețe, mie îmi plac foarte mult lucrurile sărate, orice snacks-uri și orice sărat. Nu prea sunt eu cu ciocolata și cu dulciurile, prăjiturile, așa că zice tot băiat. Dacă avem grețuri în timpul sarcinii, atunci zice este fetiță, dacă nu, este băiețel. Acum, eu am avut puțin greață și mi s-a făcut rău de câteva ori, însă eu cred că nu a fost greața adevărată, așa din câte am auzit de la alte mămici, alte femei însărcinate, cred că ar putea să fie mult mai rău și din punctul ăsta de vedere eu consider că nu am avut, așa că nu am avut, merge tot la băiețel, deci avem 5. Apoi, asta e haioasă, zice greutatea bărbatului. Dacă s-a îngrășat tăticul în timpul sarcinii, atunci este o fetiță, dacă nu, este băiețel.
Atila este foarte fit și face exerciții și sport în, aproape în fiecare zi, așa că o să spun că nu, este tot un băiețel. Apoi, probabil că ați mai auzit și voi despre calendarul chinezesc. M-am uitat eu pe internet în funcție de, deci trebuie să pui întotdeauna, cred că vârsta mămicii trebuie pus și data concepției sau data primei zile a ciclului sau ceva de genul ăsta și îți dă dacă este fetiță sau băiat. Și am găsit eu un tabel din care m-am uitat, acolo a zis tot băiețel, așa că punem aici un băiețel. Ce mai? A, da, zice bătăile inimii la bebeluș, dacă sunt peste 140 este fată, dacă sub 140 de bătăi pe minut, atunci este băiețel. La noi până acum, cred că prima dată a fost 175, când ne-am uitat la eco, a doua oră a fost 160 și ultima dată a fost 145, deci întotdeauna a fost peste 140, deci merge o liniuță la fetiță. Nu știu ce să zic, băiatul e merge tare. Hai să vedem mai departe ce o să fie. Așa, următorul zice, dacă în timpul sarcinii îți crește părul de pe picioare mai gros, mai aspru, mai des, atunci este fată, dacă nu, atunci este băiețel. La mine, sincer, n-am observat nicio diferență, așa că va merge la băiețel. Apoi, zice, dacă ai multe dureri de cap, atunci este băiat, dar dacă nu, atunci este fetiță. Deci dacă eu n-am prea avut dureri de cap, sincer, foarte rar, așa că eu zic că merge la fetiță. Încă una foarte aiosă, zice, dacă din spate, deci dacă cineva se uită la tine din spate, se vede sau nu se vede că ești însărcinată? Dacă zice da, deci dacă se vede că ești însărcinată, atunci este o fetiță, dacă nu, este un băiețel. Vă pun iarăși o poză aici, l-am întrebat și pe Atila, a zis că nu se pare deocamdată că sunt însărcinată, așa că deocamdată hai să punem la un băiețel. Sânii, dacă sunt mai mari, dacă s-au mărit în timpul sarcinii, atunci este un băiat, dacă nu, atunci este o fetiță. La mine este foarte vizibil, nu știu acum, că poate în film nu se vede, dar simt eu că s-au mărit foarte tare, așa că merge tot la băiat. Ai, ce avem aici la băiat? Sfârcurile, iară zice, dacă sunt mai închise la culoare, atunci este băiat, dacă nu, este fetiță. La mine va merge la băiat. Apoi, zice, la burtică, dacă, cum ai burtică așa, dacă se face o linie, așa, cumva, deasupra și sub buric, așa mai neagră, eu n-am avut, dacă este, este o fetiță, dacă nu este, este băiețel. Deci tot la băiețel merge la noi. Apoi, zice, dacă ai această strălucire sau în timpul sarcinii, când îți zice lumea, mamă, strălucești de, nu știu, de la sarcina asta, dacă da, este o... Dacă da, este băiat, dacă nu, atunci este o fată. Și, nu știu, mie mi-au zis câteva persoane că aș avea, dar eu nu simt, sincer, că, nu știu, eu nu mă văd așa. Într-adevăr, sunt foarte bucuroasă, fericită, dar eu întotdeauna sunt o persoană foarte bucuroasă și fericită și pozitivă, așa că, nu știu, mie nu mi s-a părut să fie ceva mai special și atunci ce e? Dacă nu, atunci este o fetiță. Stric toată creta asta, nu știu, nu prea am talent la scrisul cu cretă. Apoi, un alt mit zice, dacă ai tot felul de senzații de astea, de ți se schimbă starea de a fi, de la bine la rău, în engleză când ești moody, atunci, dacă da, atunci este o fetiță, dacă nu, atunci este băiețel. Nu știu, asta am uitat să-l întreb pe Atila ce părere are, dar eu aș zice că nu. Nu știu, eu aș zice că nu. Dacă nu, atunci este băiat, dacă ai senzațiile astea așa, să fii moody și, nu știu, dificilă și așa, atunci merge la fată. Ce mai avem?
Da, este testul cu, se zice că se face cu verigheta, unde pui verigheta pe o ață și dacă și dai drumul așa deasupra burticii. Dacă începe inelul să se miște în cercuri, atunci este băiețel. Dacă se mișcă față-spate, sau mă rog, mișcarea asta de pendul așa, atunci este o fetiță. Acum, eu nu am niciun inel, pentru că nu suntem căsătoriți și asta nu l-am făcut. Puteți să faceți, să încercați voi, dacă sunteți însărcinate, cum este la voi. Și mai este, le-am făcut pe toate. Da, cam astea le-am găsit eu. Și după cum vedeți, este clară situația. Avem 4 puncte la fetiță și 13 puncte la băiat. Așa că e cam greu să zic altceva, pentru că este un băiețel. Mi s-a confirmat la testul NIPT, deci din sânge este 100%, nu are cum să fie altceva. La ultimul eco la care am fost, ne-a arătat foarte clar între picioare ce are, așa că este un băiețel pe care îl așteptăm, după cum ziceam în videourile de dinainte, îl așteptăm de Crăciun, pe 24 decembrie. Suntem foarte încântați și de-abia așteptăm să sosească. Și până atunci ne bucurăm foarte mult pentru această sarcină și chiar ne simțim foarte bine cu sarcina și cu purtica și ne distrăm în fiecare zi cu toate chestiile noi pe care le simt, urmărim prin aplicație ce se întâmplă în fiecare săptămână, cât este de mare, ce îi se dezvoltă și de-abia aștept să simt burtică cât de curând, în câteva săptămâni sper să deja să simt cum se mișcă acolo și cum vorbește cu noi prin semne, prin loviturile lui în burtică. Cam asta este. Am uitat să zic un lucru, dacă sunteți și voi însărcinate, vă rog să faceți și voi acest mic test, să vedeți după toate miturile care există pe internet, ce va ieși vouă, băiat sau fată. La noi, după cum vedeți, chiar s-a potrivit, după medie ne-a ieșit băiat și este într-adevăr băiat. Sunt curioasă dacă este doar la noi sau este într-adevăr ceva care se potrivește și pentru altcineva. Lăsați-mi un comentariu cum v-a ieșit vouă. În următorul filmuleț voi reveni cu un update în ceea ce privește sarcina. Am fost la ecograf acum câteva zile, am să vă povestesc cum a fost, am și un filmuleț foarte frumos de acolo. Până atunci sper să aud numai de bine de la voi. Mulțumesc mult pentru toate mesajele care ni le trimiteți și mă bucură foarte mult întotdeauna când mă întrebați cum suntem, ce face Beve. Mulțumesc foarte mult că vă gândiți la noi. Sper să aveți un weekend plăcut și ne